seara, dragi nemuritori și dragi nemuritoare! Cred că v-ați informat deja de pe Facebook și știți că în seara aceasta, deja pentru a treia oară, are amabilitatea și generozitatea să vină alături de noi și să ne dea cunoaștere domnul Constantin Barbu. Bună seara, domnule Barbu, vă mulțumesc că ați venit din nou. Și noi mulțumim, săramâna, și bună seara tuturor persoanelor care urmăresc în direct și care o să urmărească înregistrarea De mâine. Sunt din ce în ce mai multe persoane interesate, vă spun eu din colțișorul meu de lume, unde pe Ars Moriendi am propagat un pic cunoașterea aceasta, iar cei care s-au uitat la televizor au fost magnetizați. Pe urmă ați avut generozitatea și văd că o aveți în continuare în weekenduri câte 10 ore, adică 5 și 5 să dăruiți, totul numai... Nu facem reclamă niciunei surse de venit, de profit. Este vorba de un dar din dar, de la domnul Cheșe. Și văd că vine din ce în ce mai multă lume și mi-a spus mie o păsărică la ureche că, dincolo de aceste 10 ore pro weekend pe care le dăruiți ca și cunoaștere teoretică, am înțeles că o să faceți un laborator. Dar haideți să le luăm pe rând. Ce ne spuneți în seara asta în care tema mare este agricultură și mediu? În principiu, agricultură. Agricultură și mediu, în primul rând vă mulțumim pentru suportul care l-ați oferit comunității noastre plasmatice. Doamne ajută! Sunt doar o mică parte din această comunitate care este foarte mare, suntem mii de oameni în România, suntem foarte bine organizați. Suntem organizați în grupuri de studii în orașele București, avem un laborator, oamenii pot să vină să învețe gratuit ceea ce doresc. Avem în Oradea, pot în Brașov, sunt colegii noștri în Sibiu, în Timișoara, cam în toate orașele mari, în Iași și în Bacău. Alții acum se constituie, am auzit ceva de Constanța. În Constanța, da, urmează Slobozia chiar. Sunt colegii noștri care la fel, 5-10 oameni s-au unit și vor să învețe, au participat la cursuri și am conectat foarte mulți oameni în urmă, cred că mii de oameni s-au conectat în 2 săptămâni. Sunt cadouri de la Dumnezeu. Așa este. Noi le dăm cât mai rapid și cu internetul, da. Și vin într-o formă foarte simplă, după cum vedeți, am venit iarăși pregătit cu două reactoare, cu două borcane. Borcaniada de iarnă. Da. Nu mai facem gemuri, facem gansuri acum, e de sezon. Așa. Și cu permisiunea dumneavoastră, pentru că vrem să avem o reacție în toată, în această emisiune. Punem apă sărată. Da, 15%. 10%, 15%. Okay. Avem două reactoare, aici este reactorul de CO2. Deci tot acolo vă duceți, că eu credeam că mai vorbim un pic teorie, dar faceți cum considerați. Vreau să avem reacția, pentru că o să se vadă foarte frumos la televizor. Aici ar fi o reacție care ar trebui să vadă o culoare albă, iar aici avem reactorul de CH3 care este format din tablă galvanizată și o bobină de cupru care a fost pusă pe foc. Colegii deja știu deja procedura. Știți că eu vă iau și vă pisez așa un pic mai, că a fost prea repede pentru mine și dacă eu n-am fost atentă, poate n-au mai fost nici alții. O luăm și o recapitulăm, dar întâi aștept să, în timp ce borcanele își fac treaba lor, le lăsăm aici între noi, da. Le mutăm. Bun, în timp ce borcanele își fac maioneza lor acolo, sau gemul, cum ați zis, bucurați-ne cu veștile mari de sus. Ce vești mari extraordinare aveți azi? Fundația Cheș ne-a anunțat în fiecare joi, domnul Cheș de la ora 10 încă transmite foarte multe informații. Ne conectăm pe toată planeta. Ne-a anunțat că în acest moment se negociază de cam de 2 săptămâni, știți foarte bine, situația Iranului, care a recunoscut că folosește această tehnologie și vrea să o ofere umanității. Era așa de grav, adică trebuia să mărturisească? Și din cauza asta sunt sancțiunile, sunt aceste întâlniri 5+1, iar cu cele mai puternice țări din lume, și din cele mai puternice țări din lume au rămas în contact cele mai puternice țări din lume. Luați-mă încet. Ce înseamnă 5+1? Care sunt 5? Care e Iranul? Iranul plus Rusia, China, America și mai sunt Marea Britanie, Franța și Germania. Păi mi-au ieșit 7, mi-au ieșit 8. Să e 5+1, 5+2, doar că acum discuțiile sunt între America, China și Rusia. Și despre ce vorbesc oamenii ăștia acolo? Ei care au uriașe industrii producătoare de armament, care sigur că din când în când vând și când mai au nevoie de un conflict ca să mai producă alte arme, dumneavoastră ziceți gata, toată lumea face majun și... Se impune această tehnologie ca o tehnologie a păcii, care o să fie aplicată și în scop de a părăsi planeta, deci în spațiu,
cosmic și e nevoie de substanțe mai puternice și Fundația Cash acum negociază și discută și prezintă tehnologia Institutului Academic de Excelență din Africa de Sud, care dictează termenii la nivel științific pe toată planeta pentru toate tehnologiile. Și dacă institutul înțelege că această tehnologie este simplă, nu este non-toxică și Este non-toxică și că există foarte multe beneficii, America este posibil să semneze acest tratat de pace. China cu Rusia semnează tratatul de pace, dacă semnează și America, și este posibil ca de Crăciun, să zic, să avem pace mondială. Nu pot să cred. Tocmai acum, când lucrurile arată așa cum arată pe planetă, când ne mișcăm către o dictatură, când se văd trăsături fascistoide în tot felul de țări mai îndepărtate, mai apropiate. Dumnezeu are propriile sale căi prin care dorește să fie armonie în univers și nu doar la noi pe planetă. Și există această opțiune, lucrurile merg foarte, foarte bine spre această direcție. Nu s-au oprit lucrurile, nu s-au blocat negocierile și ne bucură foarte mult aceste vești. Noi transmitem prin meditații, prin intenția noastră comună pe toată din colegii noștri care sunt pe toate continentele, ne-am pus toți intenția și medităm împreună ca să se aplice această tehnologie, să fie recunoscută la nivel oficial și mai este un pic. Fac o mică paranteză, ceea ce spuneți este așa de frumos încât parcă nici nu îmi vine să cred că e de domeniul realului, dar trebuie să cred, bineînțeles, că de dorit ne dorim toți această pace în sfârșit. Voiam să zic că am aflat că și în România așa numiți lucrători în lumină, poate vă numărați printre ei, nu știu, și-au propus ca fiecare acolo unde este să creeze grupuri de rugăciune, grupuri de meditație, cumva să ne conectăm cât mai mulți, chiar și cei care nu avem o experiență, un exercițiu al meditației sau al rugăciunii, acum să o facem, pentru că, virgulă, contează. Mințile noastre se unesc cumva și au o influență asupra vietății numite pământ și în general nu numai asupra pământului și poate pentru că ne rugăm, poate pentru că avem un ADN special, iată că suntem singura țară verde, era să arăt aici, de asta e albastru, singura țară verde ca prazul, ca cânepa, da, așa, precum vegetația, pe harta Europei. Nu m-am lămurit ce fel de indice este acela unde, după care toate țările sunt ba roșu, ba roșu închis, ba portocaliu și România e verde, dar era de bine. Da. Cumva râdeau mulți de noi, chiar și din interiorul țării râdeau unii de alții și ce să vezi, lumea se bâlbâie și e în căutare de explicații, că n-ai ce să explici, date e foarte oficiale. Clar de ce, adică e foarte clar că noi am ales strategia câștigătoare, dacă nu din pix vor face ce trebuie să facă din pix. Însă mi s-a părut o veste care merită a fi menționată aici, pentru că ați venit și dumneavoastră cu veștile astea bune. Deci să înțeleg că niște țări mari, cele mai mari, cele mai mari și belicoase așa de felul lor, iubitoare și de conflict, și arată mușchii, și arată armamentul. Acum avem tot felul de aglomerări de trupe la granițe, aproape neliniștitor de apropiată de noi, România, și prin alte zone. Și dumneavoastră ziceți toți în spatele scenei, vor duce și vorbea lăptic cu miere și ceai de tei? Da, în spatele scenei se lucrează altfel, pentru că lucrăm cu lucruri concrete, venim să prezentăm și domnul Cash prezintă și știe să negocieze foarte bine, pentru că această tehnologie aplicată în scop militar și este aplicată de Rusia, de exemplu. Această tehnologie aplicată noi nu avem voie să aplicăm în scop militar, avem voie să ne apărăm, știm să punem toată tehnologia jos, prin aceste câmpuri plasmatice puse pe o bilă, știm să ne apărăm și să nu mai funcționeze tehnologie militară. Ne-au fost oferite măsuri de protecție în caz că există o situație, noi știm să ne protejăm. La ce nivel? Dacă dumneavoastră, domnule Barbu, sunteți în punctul X din București și aveți ce tehnologii ziceți dumneavoastră că aveți? Nu știu, biluțele astea par așa, aproape... Inofensive. Da, sunt de domeniul jucărelelor. Nici măcar o jucărie de aia serioasă. Jucărele. Și dumneavoastră ziceți, nu-i nimic, așa cum par inofensive, ele au o putere care pe ce radiu s-ar proteja oamenii din orașul în care vă aflați? Sau? Depinde cât, unde sunt ele trimise. Pot să țin una în București și pot să trimit una la Timișoara. Dacă ele lucrează împreună, ele vor crea o rază și mai trimit una la Iași, putem să facem un dom plasmatic
pe toată țara. Păi și cine ne împiedică să facem și preventiv aceste lucruri? Probabil că noi, o facem în scopuri de sănătate, în scopuri cum am venit astăzi cu agricultură și mediu, de a echilibra. Da. Momentan, România, suntem o țară a păcii, nu ne gândim când cineva ne atacă sub această formă, dar ne-a fost dată foarte multă cunoaștere și nu doar nouă. La nivel internațional s-au predat aceste lucruri, de la radiații radioactive știm să intervenim, până la orice virus sau orice pachet de energie. Noi vedem niște pachete de energie și știm să creăm un zid plasmatic. Cât timp, să zicem că, Doamne ferește, s-ar întâmpla un eveniment? Dacă stau să mă gândesc la tinerețile mele, când la un 1 mai stăteam în mă plimbam prin București, că era soare, și mă miram de ce cad frunzele, maro uscate. Nu știa nimeni de Cernobâl și eu mă plimbam fără să am habar ce fac ieșind în lumină. Eram bucuroasă că toată lumea e la mare și eu sunt în București, gol. Vedeți, noastră, trece o vreme până când aflăm dacă se întâmplă ceva, cu excepția unor situații îngrozitoare, cum au fost la Hiroshima sau la Nagasaki. Dar dumneavoastră, dacă ar fi să aflați că s-a întâmplat ceva, cât timp se scurge până când puteți să implementați așa ceva, sau aveți preventiv pregătit totul și doar turnați apă cu sare? În România se fac astfel de... Este o tehnologie de gospodine, este o inginerie nucleară și am învățat mii de oameni. Deci avem deja substanțele. Nu asta era întrebarea. Întrebarea este, dacă nu ești pregătit, de exemplu, nu știu, ai un antidot pentru o furtună, dar când a venit furtuna și ți-a luat acoperișul, nu mai știi unde e antidotul. Durează. Cât durează reacția? Viteza noastră de reacție. 15 minute. Viteza noastră umană de a reacționa, nu a reacției chimice. 15 minute. În 15 minute? 15 minute. Știu ce materiale am nevoie, de cablu, de cupru, am nevoie de sare, am nevoie de apă și am nevoie de foc. Și toate elementele astea le găsesc oriunde. Și știu să fac o substanță care lucrează, de exemplu, pentru partea radioactivă. Adică dacă s-ar întâmpla ceva cu ce avem noi la Cernavodă, noi știm cum să intervenim, să absorbim acele radiații. Nu e nicio problemă și costă 5 lei. Doamne, este așa de domeniul unei povești făcute să ne protejeze. Noi vrem să plecăm în spațiu, vrem să luăm oamenii care vor să călătorească în spațiu și acolo întâlnim alte pachete de energie mult mai puternice decât sunt aici. Și vă dați seama că tehnologia noastră este completă și dacă noi știm să ajungem pe o planetă care are foarte multe gaze mai toxice, noi știm să ne protejăm cu astfel de bile, noi știm să oferim câmpuri în jurul nostru de echilibru. Asta facem și cu agricultura, asta facem și cu mediul. Și chiar am fost sunat în 2018, pentru că sunt una din persoanele care promovează această tehnologie în spațiu public de mulți ani, și am fost sunat de un secretar de la Ministerul Agriculturii să oferim soluția pentru pesta porcină africană. Deci au avut această deschidere de a merge pe o metodă neconvențională. Sunt în structurile statului oameni trimiși de Dumnezeu, să zic așa, doar că nu sunt ei factorul de decizie, dar avem foarte mulți oameni care studiază și din servicii, care studiază această tehnologie, sunt cu noi. S-a făcut o ședință împreună cu asociațiile de crescători de porci, la fel cum am venit acum la emisiune, am venit cu colegii mei și le-am pus reactoarele și le-am pus două reactoare, exact cum am venit aici, și le-am spus, asta este soluția care deja s-a aplicat în China și ei au rezolvat, Fundația Cheș a rezolvat în China problema cu pesta porcină africană și le-am zis, noi vă oferim acest lucru gratuit, noi nu vă oferim, venim, vă spălăm porcii, și lucrurile s-au dus la un nivel mai sus decât am prevăzut eu, lucrurile s-au dus către domnul Cheș și către guvernul nostru și acolo eu nu am informații pentru că anumite detalii sunt confidențiale. Dar s-au blocat? S-au blocat la un moment dat din cauza unor hârtii. Dar nu că nu avem soluții, sau am fost la laborator, au testat această tehnologie, dar informațiile sunt confidențiale. Dar se știe, în guvernul nostru, din 2018, de când am avut această ședință, am introdus această tehnologie în guvernul României de atunci. Lăsați-mă să recapitulez ca să nu cumva să rețin ceva greșit. Dumneavoastră îmi spuneți că în cazul unor boli ale animalelor, vorbiți despre zootehnia românească, da, nu numai românească, dar noi acum despre România vorbim. În cazul, probabil, nu numai al porcilor, al animalelor bolnave, sau în cazul unei epidemii, nu numai așa, boli punctuale, în cazul Nucleare. Accidentelor nucleare, nu mai zic. Da. Deci, practic, aveți soluție cam pentru orice problemă. Da. Și când vorbeați despre agricultură, că astăzi, cumva, către agricultură ne încercăm să ne focalizăm, spuneați că le-ați
Bine, Ministerul Agriculturii include și zootehnia. Le-ați comunicat și le-ați și demonstrat că aveți soluții. Soluțiile astea fuseseră deja aplicate în marea țară, China, și la noi cumva nu s-a mers până la capăt. De ce? Nu se știe. Este confidențial. Cu cuvântul ăsta ne-au pus capac. Și noi rămânem cu soluțiile și cu paguba. Da, am încercat să învățăm, să intrăm pe grupuri de agricultori, de fermieri și să le arătăm cum se face într-un borcan, cum se face o aplicație, un GANS pentru problema lor. Deci înțeleg că dacă centralizat n-a mers, ați zis ok, abordăm direct agricultorii și ați avut succes? Nu prea am avut succes pentru că e foarte greu să vorbești cu oameni care sunt la fel, sunt fermieri, sunt dezorganizați. Ne-ar fi cel mai bine să intrăm prin asociații pentru că asociațiile sunt de exemplu organizate. Da. Tocmai, de exemplu, în februarie la anul sunt invitat la congresul crescătorilor de apicultori. Și m-au invitat să fac o prezentare și atunci eu pot să mă duc să fac o prezentare de o jumătate, de 30 de minute unor asociații de crescători de animale, să le arăt că totul este simplu, costurile sunt infime, dar beneficiile sunt uriașe. Și ce ar face? De exemplu, acum eu poate că spun ceva care nu e chiar corect, dar eu am rămas așa din cultura generală a oricărui om normal, am rămas cu impresia că există niște substanțe, cum ar fi glifosatul ăsta îngrozitor și alte substanțe, care duc la moartea albinelor, masivă moarte, astfel încât amenință polenizarea în sine. Am văzut imagini oribile în care în Japonia cubețișoare de acelea de vată de curățat în urechi polenizau manual pomii, florile, fructele, pomii fructiferi. Și atunci dumneavoastră ziceți cu apele astea s-ar duce, în pofida otrăvirii albinelor, s-ar duce la stup și cum ar face? Este foarte simplu. Noi intrăm în agricultură direct prin sămânță. Adică printre primele proceduri sunt acelea, noi tratăm sămânța și chiar dacă sămânța a fost modificată, noi reușim să ajungem la raza ei magnetică, la acea structură divină și reușim să dăm la o parte structura care a fost, cu care a fost acoperit. Da, ce îi faceți concret? O împrăștiați cum împrăștii ăștia în imagini, da. Pulverizați? Pulverizăm, există mai multe metode, pulverizăm, putem să decontaminăm mediul foarte ușor sau punem astfel de bile care se învârt, punem gansuri, ele sunt create pe 3D, astea sunt variantele, dar cel mai simplu este bila de ping-pong și un cooler de calculator. Dacă nu avem cooler de calculator, avem o poză în regie cu o sticlă de 2 litri tăiată, pusă pe o țeavă și în capăt avem pe dop avem pusă bila noastră cu gans. Și bate vântul sau ce? Bate vântul, e forță kinetică, se învârte și atunci noi reușim să odată să protejăm mediul, dar să, da, exact această poză, ea se va învârti. Este poza de la mulți colegi fac aceste... Ce era acolo? Că n-am văzut. Era o sticlă tăiată pe verticală. Era o sticlă ca să facem aripioarele care să prindă vântul. Alea sunt aripioarele din sticlă. Da, aripioarele din sticlă, gansul pus deasupra și undeva avem câteva zeci de kilometri de câmpuri plasmatice. Ce înseamnă gansul pus deasupra? Înseamnă substanța care s-a depus. Substanța care s-a depus, pusă în bila de ping-pong, că e cea mai ieftină. O puneți în gura sticlei. Da, se lipește. Și ea se va învârti. În momentul în care se învârte, creează câmpuri plasmatice la o distanță de câțiva kilometri. Deci, cu toate că o lipiți, ea totuși se învârtește. Nu înțeleg eu prea bine, dar... Da, se învârte. Are o gaură în fundul sticlei, okay. Direct până în dop ajunge, da? Și el se învârte... Și acest lucru plasat pe un ogor sau într-o livadă sau pe ceva, ce face? Creează un câmp? Creează un câmp de echilibru. Dacă am avea, de exemplu, și avem colegi care au aplicat domeniul agriculturii de foarte mulți ani, au început deja să facem aceste reactoare dinamice, nu mai vine vremea agresivă. Nu mai vin ploi acide așa de multe, mai vin ceva ploi acide, dar nu mai vin furtuni. Dacă am avea uragane, noi am reușit să facem și pentru uragane sau furtuni foarte violente, am reușit să facem o zonă de echilibru perfectă. Nu pot să cred. Tocmai acum au fost pe undeva, în mai multe state din Statele Unite, au fost niște uragane, s-au văzut imagini groaznice. Nu mai rămăsese mai nimic în picioare. Ce natural se va forma, dar unde sunt lucruri care sunt artificiale, create, da. Atunci noi putem să intervenim și putem să ne creăm o zonă perfectă de mediu. Cum aveți așa o scurtă explicație pentru profani, cum face distinția această tehnologie între o calamitate naturală și una artificial confecționată? Această tehnologie creează echilibru. Atâta timp cât îmi creează mie echilibru în corp, ce e în exteriorul meu este o replicare a mea.
noi, ca să trăim, ca să avem un echilibru, avem nevoie de un potențial echilibrat de carbon, oxigen, hidrogen și nitrogen și azot. Potențial echilibrat. Și atunci ele sunt inteligente, aceste câmpuri plasmatice sunt inteligente, dacă e nevoie să vină ploaie pentru cultura mea, lasă ploaia să treacă. Ele știu ce îi trebuie culturii mele când îi trebuie ploaie, când îi trebuie soare? Da, pentru că conectăm ADN-ul plantei la aceste reactoare dinamice. Copie, punem în este o sticlă, o să vedeți în poze care rulează, punem planta în aceste substanțe. Și atunci copiem ADN-ul. Și după aceea punem în bila de ping-pong acea substanță. M-a țin nebunit. Spuneați, eu vreau să ajung unde mă frământă pe mine, în această permanentă, cum să spun, agresare chimică a noastră din toate direcțiile și să o luăm așa sistematic. Deci mi-ați spus că faptul că se stropesc de nu știu câte ori, am auzit și de 13 ori, legumele, zarzavaturile, asta se poate contracara? Da. Prin spălarea, când am cules și am luat, cât sunt pe câmp sau când le-am cules? Oricând. Oricând? Oricând. Dacă le-am adus la mine în bucătărie de la magazin și ele sunt pline de pesticide și eu nu știu. Da. Se folosește apa plasmatică de la gansul de CO2 ce avem aici, în borcanul mic. O să vorbim. Deci apa aceea clarificată, apa aceea limpede. Va absorbe pesticidul. Da. Punem, am portocala care are pesticid, îl bag într-un bol care am apă. Cum adică am portocala care are pesticid? Portocala are pesticid. Ok. Pun un bol cu apă, las portocala acolo peste noapte. Și a doua zi pot să mănânc. Și eu atunci pot să scot substanțele astea fiind puternice gravitaționale, absorbe ceea ce nu este echilibru cu portocala. Deci eu aștept până când aici se face faza aceea de la jumătate, cea mai voluminoasă, apa limpede, acea apă plasmatică? Apa plasmatică, da. O luăm pe aia, o mai diluăm, cum ne-ați povestit. Mai puteți să diluați, sigur că da. Da, și o punem într-un vas unde stă noaptea zarzavatul meu sau fructul meu. Dacă testați apa aia înainte și după o duceți la laborator, o să vedeți, înainte nu are pesticid și după va absorbi pesticidul. Ați atins un cuvânt important, fac o paranteză. Chiar voiam să vă întreb, are și țara noastră sau capitala noastră niște laboratoare unde să ne putem duce? Dacă suntem gen Toma Necredinciosul, ne putem duce și ne putem convinge, cum spuneați, uite, aici e apa fără pesticid, aici e apa în care am scos pesticidul. Că așa ceva este o dovadă, închide gura. Sunt ministerele, așa am făcut și cu Ministerul Agriculturii, ne-au dus la un laborator în afara Bucureștiului, certificat în care iau încredere și le-am trimis substanțele să le testeze. Și ce-au testat? Adică ce-au văzut ei în substanțele astea? Ei știu, nu ne-au spus, ei știu, noi le-am zis că noi le-am spus niște efecte ce să urmărească, că putem să alcalinizăm fără să atingem solul. Pur și simplu, doar din câmpuri. Sau putem să alcalinizăm apa care este acidă, putem să o energizăm și să o ducem la un pH alcalin, doar din câmpuri. Dar lucrurile, am zis, s-au blocat, sunt confidențiale unele lucruri și sunt analizele. Sunt mereu confidențiale lucrurile bune, se blochează lucrurile bune. Atunci da. Acum e alt... Și lucrurile rele sunt confidențiale, dacă stai. Dar se pot face analize foarte ușor de toxicitate, care să vedeți dacă este ceva toxic pentru dumneavoastră și, bineînțeles, costă de la 100 de euro în sus. Noi am făcut și la Institutul Măgurele pe anumite materii. S-a făcut, de exemplu, în anul acesta am avut un proiect foarte mare de agricultură plasmatică, am lucrat pe cânepă și s-au făcut analizele la semințe care au fost hrănite și la plante. Și vedem beneficii, vedem că se dublează recolta, cel puțin, din start, și vedem că anumiți parametri ai plantelor cresc. Deci planta este sănătoasă, planta își dublează volumul, este o cultură mult mai simplu și costurile sunt mult mai mici pentru a hrăni cu plasmă decât a pune alte elemente. Îngrășăminte chimice. Alte elemente, pentru că și planta, ca și noi, avem nevoie să trăim cu carbon, oxigen, ne întoarce din nou la bază. Și noi asta le dăm plantelor și ele sunt fericite. E năucitor de multă informație. Stați un pic să fac o recapitulare, să nu mă ia valul. Deci, vestea că la nivel foarte înalt, între țările puternice, inclusiv militar puternice ale lumii, se duc în spatele ușilor închise tratative de pace. E minunată. Ce nu înțeleg eu foarte bine este cu cei
motivează domnul Cheșe pe acești reprezentanți ai guvernelor puternice ale lumii, când tehnologia lui e oricum pe piață sau are ceva ce ține în mână ca un as pe care îl dă numai la nivelul acela? Are foarte multe ași. De exemplu, știm să facem orice lucru care îl aveți în stare materială. De la aur, la diamante și atunci ne învață să știm să facem, sunt colegii noștri care au învățat să facă aur, tot la fel din aceste substanțe, din aceste bile care se învârt. Pentru că totul are la bază raze magnetice, aceste raze magnetice sunt create aceste gansuri, asta înseamnă că și noi putem să recreăm absolut orice. Că vrem ulei, că vrem materie solidă, pentru noi este doar o energie. Sunteți niște alchimiști. Putem spune și așa dacă doriți dumneavoastră. Pe urmă voiam să vă întreb despre Ministerul Agriculturii, mi-ați spus. Deci mi-ați spus că puteți să influențați în bine vremea, să domoliți stihiile naturii dacă sunt cu adevărat ale naturii. Puteți să neutralizați toxinele, că eu îmi permit să spun pesticidelor toxine. A mă ierta, or fi minunate. Uite, eu îmi permit să le numesc poate în mod incorrect politic toxine, pentru că odată ajunse în organismul nostru fac ravagii și ne mai mirăm de ce ne îmbolnăvim încă de la vârste fragede. Pe urmă îmi spuneați despre albine. Pe urmă îmi spuneați, ia spuneți-mi, ce nu puteți să contracarați? Puteți să contracarați câmpuri electromagnetice foarte puternice? Foarte simplu, e cea mai simplă. O sârmă pusă pe foc. Asta am învățat oamenii la cursuri, sunt câteva sute de persoane care au învățat în două weekenduri cum să își protejeze casa, să își armonizeze casa, nu se protejează, se armonizează, folosind o sârmă multifilară pusă pe foc și făcută în formă de infinit și băgată într-o pungă. Așa de simplu. Și vă gândiți la ce mă gândesc și eu când spuneți câmpuri electromagnetice de care să ne protejăm? Că sunt tot felul de tehnologii cărora tocmai li se dă drumul asupra noastră. Le transmutăm. Acele radiații, da? Nu tehnologia mă deranjează, ci un anumit tip de frecvență este posibil, dar nu au voie ei să lucreze pe acel tip de frecvență, deci nu vă speriați. Cum să nu ne speriem când mor păsări? Ca oamenii să conștientizeze că se pot duce și în lucrul ăla. Sunt experimente, dar nu este făcute la masă. Pentru că nu au voie. Ce se întâmplă pe Pământ este o decizie a unor consilii sau unor civilizații mult mai avansate. Deci noi nu avem toată cunoașterea noastră care este, nu este de pe Pământ. O primim. Doar că ca să înțelegem unde suntem, sunt lăsate anumite experimente. Nu putem să... Dacă cazi în groapă, înțelegi un lucru. Dacă te arzi, înțelegi un lucru. Dacă ți se zice dinainte că poți să cazi în groapă, nu crezi. Și atunci umanitatea este lăsată să cadă în groapă ca să poată să se ridice. Asta se întâmplă acum. Prin această tehnologie și alte tehnologii ne ridicăm. Și de la mult întuneric ajungem la foarte multă lumină. Aceea nouă schimbare de paradigmă în care utopia este doar o limitare. Nu există utopie. Există o limitare a minții care a creat acest cuvânt că nu se poate. Și noi asta venim să arătăm. Totul se poate. Da, avea și Ceaușescu o expresie. Nu există cuvântul nu se poate. Totul se poate. Am încheiat citatul. La Fukushima s-a decontaminat cu gansul de cupru, care se face foarte ușor, și cu acest gans de CO2. Deci, au decontaminat apa? Fukushima, toată fabrica lor. Guvernul japonez au testat această tehnologie la Fukushima când au avut probleme. Dacă am avea Cernobâlul pe mână, domnul Cheș ar putea să facă aur din acel Cernobâl. Pentru că transmutăm elementul care îl avem. Dacă avem mercur, noi știm să-l transmutăm în aur. Da, suntem, nu știu dacă suntem alchimici, dar suntem oameni care au cunoaștere și care oferă această cunoaștere tuturor, ca toți să avem cunoaștere. Adică să fie ceva foarte simplu, dacă vrei să faci aur, să fie, da, o să învăț să fac aur. Ne apucăm să facem lingouri. Exact, da. Oamenii atâta știu. Aur, și numai valoarea materială, valoarea este în cunoaștere foarte mult, în informații. Da, da, poate cineva să-și facă realmente o afacere, această fixație materialistă e în continuare prezentă și oamenii vor, uitați-vă, și dintr-o pandemie vor să scoată profit, dacă se poate în 3 zile sume nemai auzite, se pot face cantități consistente de aur astfel încât să-și facă o avere?
Sau se fac doar așa câțiva atomi și îi descoperi sub microscop? Nu, și... materie, exact cum vedeți această bilă de ping-pong, așa facem aur. Toată solid. Lumea va dori să facă aur solid, în lingouri. S-a făcut, adică colegii noștri au făcut și din China, mai avem un coleg care ne-a arătat lucrul ăsta, dar rămâne la noi, adică noi încercăm să atragem cât mai mulți oameni să învețe, pentru că e așa de vastă și este o știință care nu este exactă, mereu apar lucruri noi și fiecare dezvoltă foarte multe lucruri. De-aia chiar am și intenționat și am pus și un articol, dacă intrați pe plasmaromania.ro, încercăm să introducem în tehnologie copii. Pentru că mulți au venit cu programe de în această viață să conducă o navă spațială. Și acum noi îi găsim, o să-i găsim cumva, într-un an, 2-3 ani o să-i găsim, o să le arătăm în cursuri online, pentru că poate se închide iarăși și nu mai avem voie să ieșim acasă. Nicio problemă, facem borcane, ne distrăm, avem soluțiile deja. Și ne adresăm copiilor, oameni care au copii, nu contează ce vârstă, dar o să-i descoperim și o să vedeți ce pot să facă copiii cu această tehnologie, pentru că dumneavoastră înțelegeți într-un fel, copilul înțelege în altfel. Copiii și am înțeles în altfel. Sunt mult mai deschiși. Da, și atunci există acest program homeschooling online în care o să predau foarte multă cunoaștere copiilor și o să apară la anul copii la emisiune și o să vă arate lucruri care nu le credeți. Pentru că dacă vă blocați acum că eu vă arăt și vă spun niște lucruri, o să chem un copil, doi lângă mine care au stat pe lângă noi și o să vedeți și o să facă copii și o să vă arate copii. Și o să ne învețe copii. Extraordinar. Deci eu sunt îndărătnic așa fiindcă sunt taur, mă duc înapoi unde eram. Eram la o listă care să-mi dea o stare de liniște, ce poate să contracareze, să neutralizeze, să zic așa, această tehnologie. Și îmi spuneați că ea poate, chiar și o injecție care a intrat în corpul nostru, o poate neutraliza? Chiar și afectarea, o eventuală afectare negativă, desigur, a ADN-ului nostru, o poate re... Acolo încă n-am ajuns la ADN, dar dacă luând în considerare experimentele care s-au făcut pe semințe, care sunt și ele niște suflete și luând... Și au și ele ADN. Da, și au și ele ADN și vedem că dacă stăm, le punem în anumită apă plasmatică, își revine. Înseamnă că și noi ne putem reveni, dar lucrurile acestea, ca să pot să vă zic 100% sigur, o să am nevoie de doctori, de oameni specialiști în domeniu, să certificăm, dar știm că se poate face. Laboratoare, în primul rând, ca să puteți să dovediți ce a fost acolo, ce efecte ar fi avut, iată că nu le mai are sau le-a avut și s-au anulat. Foarte, foarte interesant. Așa, vă pusesem deja întrebarea cu câmpurile acelea electromagnetice foarte dăunătoare, de care ne temem, ziceți că ne temem degeaba. Da. Și ce ar mai fi fost? Păi cam atâta, dacă rezolvăm problemele astea, am rezolvat. Ca să înțelegeți, omenirea. Cu radiațiile 5G, 6G, 7G, 8G, 9G. Nici nu știu dacă avem voie să pronunțăm așa ceva. Noi suntem la 9G cu această tehnologie. Și ce dumneavoastră vă spe... Ce înseamnă asta? Tehnologie de teleportare. Și plecări în spațiu. Adică tehnologia asta... borcaniada asta vă lasă să zburați în spațiu. De aici începe tot. Unde o puneți? O puneți în loc de motor al capsulei? De aici începe capsulei? Tot. Patentul domnului Cash este pe un sistem de zbor asemănător cu această bilă. Înăuntru are o altă bilă și avem o altă bilă și o altă bilă. Acolo? Este forma Pământului. Aici? Da. Și între ele se creează interacțiuni pentru că au diferite substanțe și nava se va ridica. Mie vine să arăt că mai e și roz, așa, e simpatică, e mică, e ca jucărică. Și e roz. Făcută la 3D ca copiii să înțeleagă noile jucării. Dar cine a făcut asta? Cine a băgat înăuntru în cobilă și în cobilă? E foarte simplu. Sunt lucruri făcute la imprimantă 3D. Aha. Deci dumneavoastră, practic, dacă ați avea un laborator sau dacă veți avea sau aveți deja un laborator, astfel de lucruri sunt și pentru cei mai puțin îndemânatici, mai atehnici, sunt accesibile. Este nemaipomenit. Deci, practic, fiecare poate în spațiul lui, în curtea lui, în ograda lui, în blocul lui, să facă un câmp protector. Pentru toți căței din bloc, pentru toți oamenii din bloc, pentru toate plantele din grădină, da? Sau asupra localității, pentru toate grădinile, livezile, pășunile. Încălzirea globală, soluția pentru încălzirea globală este aici. Este reactorul de CO2, adică noi avem aici, de ce ne speriem de încălzire globală? Că avem foarte mult carbon și oxigen, avem o amprentă mare asupra ceea ce facem. De ce nu v-ați dus la Rio? De ce nu v-ați dus la Kyoto? De ce nu v-ați dus acum la... E domnul Cash care a făcut toate lucrurile astea și o să vă zic și alte noutăți, dar aici este soluția pentru încălzirea globală. De ce? Pentru că ce e toxic aici
Eu îl aduc în stare de nano, care nu este toxic. Și am CO2-ul care mie aici nu pot să respir și mi-e greu de respirat, eu îl aduc aici și după aceea pot să-l folosesc în aplicații de sănătate pentru a reda starea inițială a omului de sănătate. Și așa arată soluția pentru 5 lei sau nimic. Zincul luați de la o baterie R20 și cupru nano, sigur aveți un cablu prin casă, îl dați pe foc și așa arată soluția pentru încălzirea globală. Doar că Fundația Cash o să lucreze în cele mai mari capitale și o să facă blocuri turn, ne-am arătat deja conceptul, în care o să facă aceste captări, în care o să aibă astfel de, bineînțeles, nu borcane, alte dispozitive mai automatizate. Cine le dă voie? Adică dacă vor să facă lucrușoare mărunte, înțeleg că deja s-a răspândit în multe grupuri de studiu și de aplicație ca al dumneavoastră, s-a răspândit această tehnologie, deci să zic așa, de jos în sus, da, de la nivel individual, dar dacă vor să o facă centralizat la nivel de state, de guverne, e mai greu, nu? Mai avem un pas. Dacă Institutul de Excelență, Institutul Academic de Excelență acceptă această tehnologie, pentru că ei în momentul acesta o testează. Exact aceste borcane, ei le testează și fac analize. Bineînțeles, fundația are analizele deja, dar ei probabil o să facă analize la aceste substanțe și o să zică nu avem nimic toxic aici. Pentru că știm lucrul ăsta. Și atunci americanii sunt invitați să semneze și să folosească această tehnologie în spațiu. Pentru că noi vrem să plecăm cu toate țările. Nu să lăsăm pe cineva în urmă, africanii sau bulgarii, sau noi să rămânem în urmă. Nu, să fie la toată lumea. Dar unde? Vă duceți acolo și rămâneți în spațiu? Nu, călătorim. Vă duceți pe o altă planetă? Muriți acolo? Nu. Vă întoarceți aici? Nu înțeleg finalul. Transport spațial. În loc de avioane să vă duceți să cheltuiți o grămadă de bani, și în loc să vă duceți cu metrou, în loc de metrou să aveți stații de teleportare. Păi bun, dar asta este la nivelul planetei. La nivel de planetă, da. Nu ieșiți din atmosfera Pământului. Există în orbită, transport rapid în orbită și sau transport în afara orbitei. Când te duci pe alte planete? Alte planete, alte galaxii, în alte... Ca să vezi cum e pe acolo sau ca să rămâi? Schimb de experiență. Schimb de experiență. Ok. Să ajungem până acolo. Să scăpăm noi cu... Să scăpăm Vin de... copii. Da. Vin copii. Ok. E foarte derutant pentru că știți... Sunt tot felul de păreri care se contrazic. Sunt oameni de mare seriozitate și adevărați experți și în domeniul acesta al mediului care spun e un scenariu, e un pic tras de păr cu încălzirea globală, uite de ce argument... Și vin cu contraargumente și demontează acest scenariu și sugerează cumva, dacă nu ești expert în problema asta, nu știi ce să decizi pentru tine, sugerează cumva că e doar un instrument pentru a-i strânge pe oameni cu ușa, pentru a le raționaliza, cum aveam noi în tinerețe, aveam raționalizat tot, de la hrană până la combustibil, și că acum se urmărește doar control și așa. Astea ar fi ca un pașaport spre libertate. Asta pentru mine sunt niște pașapoarte către libertate. Sunt de 5 ani de zile, doar că în felul acesta ajunge informația la oameni, pentru că nu putem să ajungem la toți oameni, pentru că ce se întâmplă în momentul în care eu prezint și colegii mei prezintă această tehnologie unor oameni care nu au cunoaștere și sunt oameni obișnuiți, ei rezonează în primul rând, vede că e simplu, vede că materialele sunt simple, ved beneficiile. Nu costă, da. Și nu costă și atunci ei devin independenți. Și da, există o agendă, dar există și agenda lui Dumnezeu. Și atunci ce facem? La cine ne raportăm noi? Ne raportăm la muritor sau ne raportăm la sursa creației, la Dumnezeu în sine? Frumos, frumos sună. Și, deci, știți, ați parcurs acum împreună cu mine o serie de probleme majore, probleme absolut îngrozitoare ale omenirii la ora actuală. Vă mai întreb așa, iertați-mă că râd, dar nu mă pot abține, parcă am o stare că visez. Se poate rezolva cu această tehnologie oare și problema foametei mondiale și dacă se poate rezolva și problema crizei energetice? Păi dacă dați oamenilor cu papa asta plasmatică sau cu biluța aia roz, le dați cumva un substitut de hrană și le creați cumva, măcar la scară mică, mică pentru familia lor, pentru odaia lor unde stau iarna, căldură, e un pic mai greu să-i mai manipulezi pe oameni, că sunt cumva independenți. Ciudate sunt căile Domnului. Adevărat!
Doar că noi de 5 ani de zile și le punem pe masă și am învățat oameni. Adică, și ce se întâmplă în România se întâmplă pe toate continentele și se întâmplă la un nivel foarte mare și vin foarte mulți oameni din spate să ne ajute. Noi nu avem buget, noi nu avem bani să facem câte știm să facem, câte am învățat. Asta e problema la noi. Organizați suntem, oameni avem, rezultate avem, doar avem și mai multe rezultate. Propagarea cunoașterii. Da, știți, da. Mă gândesc că n-ați venit întâmplător în acest destul de special studio de televiziune, pentru că vorbim și noi aici de vrute și nevrute și încercăm să facem curaj oamenilor, începând cu acest apelativ, că suntem nemuritori și lumea poate crede că e o glumiță, dar nu e o glumiță, dacă luăm lucrurile în serios. Și iată, avem soluții, nu numai că suntem nemuritori, dar cât suntem nemuritori în trup, că suntem nemuritori și în afara trupului după moarte, iată că avem soluții la tot felul de probleme, așa că poate că ați venit aici, tot dintr-un aranjament de sus al cu siguranță pieselor de puzzle, astfel încât oamenii, zic eu, speciali care se uită la emisiunea noastră, că nu se uită oricine la astfel de... Da, nemuritori suntem toți, dar unii se plictisesc, cască și mută pe fotbal sau pe manele, sunt să fie sănătoși. Deci poate că ați venit aici tocmai pentru că noi avem cumva un public preselectat, atent, poate că inteligent. Inteligent și cred că cele mai multe telespectatoare și nemuritoare sunt doamnele. În general, femeile se uită și la relațional, cum să ai o relație perfectă, cum să, habar n-am, să iubești, să faci, să fii fericit. Se uită însă și la astfel de soluții și sunt mai deschise. Am în grupul nostru, de exemplu, un inginer care se enervează și spune: eu sunt inginer adevărat, ce sunt prostiile astea? Păi zic, tăi, în loc să combateți aici cu mine că eu nu sunt expertă, de ce nu veniți să vă convingeți? Dar cunosc pe domnul Barbu. Păi dacă îl și cunoașteți, care e problema? Aplicați. Da, eu n-am învățat așa ceva la facultate. Păi când am făcut noi facultatea, nici nu se descoperiseră toate elementele care sunt azi în tabelul lui Mendeleev. Cuarcii s-au descoperit după ce noi am terminat. Eu n-am învățat la facultate cuvântul ăsta și nici nu știam ce este. Și așa mai departe, zic, hai să ne updatăm, hai să ne deschidem ochelarii de cal. Bun, deci înțeleg că hrana, penuria rezolvat. De hrană, cum? Sănătate rezolvată. În seara asta ne spuneți despre agricultură și la sfârșit să lăsați niște minute despre hrană și despre energie, vorbiți data viitoare, că mai veniți odată. Electricienii să fie pe fază săptămâna viitoare. Da. S-ar putea să am o surpriză mare pentru ei. Minunat. Deci astăzi ne spuneți în cadrul temei, că se și leagă, în cadrul subiectului agroalimentar. Poate să fie și agroalimentar. Așa. Ne vorbiți despre cum mâncare. Ce să facem cu apica asta? Ok. Să vă iau în ordine. Spuneți. Sunt cele patru gansuri de bază pe care oamenii, care sper să le învețe să le fac. Deci avem gansul de CO2 și zinc, care ce face? Face planta fericită și este fertilizator pentru plante. Și gansul de CO2 și zinc decontaminăm, lucrăm pe sămânță dacă este modificată genetic. Iarăși, un secret care ne-a luat mulți ani de studiu ca să aflăm. Ați vorbit despre un singur gans, n-ați vorbit de două diferite. CO2 plus zinc. Da, sau ele plus sunt zinc, conectate. Ele sunt conectate oxid de zinc sau zinc? CO2, zinc, așa o să învețe oamenii mult mai ușor. CO2, zinc. Deci fertilizator de plante, decontaminator pentru semințele modificate. Da, da. Și decontaminator și pentru o recoltă care nu a fost... E ușor, doar că se folosește în combinație cu gansul de cupru, care gansul de cupru este foarte puternic pe zona de decontaminare până la nivel radioactiv. Deci eu am scris acum un singur gans. Din cele patru de bază am scris CO2 plus zinc și am spus că el este fertilizator al plantelor, decontaminator al semințelor. Da. Următorul. Avem, deci substanța albă face plantele fericite. E prima substanță care noi lucrăm, este CO2 zinc. După aceea avem gansul care ar trebui să se formeze aici în borcanul mare. Care aici ce avem? Aici reacționează prima dată, avem o tablă zincată, e zinc plus fier, reacționează alb acum, după cum vedeți, este zincul care reacționează cu nanomaterialul și după aceea o să se facă portocaliu. Mi-am uitat notițele acasă, ăla portocaliu nu era de la fier ruginit, făcea da, hema... Nu, ăla e cu hemoglobină, cu fier ruginit. Dar acum tablă zincată sau cuie, sau deci, șurub. Cele patru gansuri de bază pe care le menționăm acum și facem ceva din ele în domeniul agriculturii sunt bioxidul de carbon plus zinc, am vorbit deja. Da. Fertilizare de contaminare. Al doilea. Al doilea este gansul de CH3, care este acesta portocaliu care... CH3... Da. Alcalinizează. El ce știe să facă este gans puternic magnetic, este energia care vine de la soare. Ușor, ușor. Alcalinizează, e magnetic și ce face? Dă energie. Asta știe să facă. Dă energie cui?
mediului și plantelor și microorganismelor și nouă... Plantelor. Deci le dă energie plantelor. Oh. Mă uitam la ceas. Mai avem câteva minute până la pauză. Și avem după aceea gansul de oxid de cupru. Când știu eu că are planta nevoie de energie? De unde știu că are nevoie? Are nevoie mereu. Vin oamenii la cursuri, sunt multe detalii, nu se pun... Eu vă dau așa să fie oamenii curioși. Înțeles, următorul curs o să fie în ianuarie. Deci, după ce că ne oferiți aici câte 2 ore pe fiecare subiect, câte o emisiune, oferiți în continuare și acele cursuri gratuite de weekend. 10 ore. 10 ore, adică 5 sâmbătă, 5 duminică, de la 10 la 15, nu? 8-9 ianuarie. Ați avut primul care s-a referit la sănătate, că merg cumva paralel cu emisiunile. Exact. Cel legat de ce facem azi agricultură va fi emisiunea, cursul va fi 8-9 ianuarie. În 8-9 ianuarie, dar o să postăm pe Facebook, o să postați pe plasmaromania.ro. Este pe site deja, da. Este se deja pot înscrie oamenii. Ca să știe oamenii. Da. Înscrierea nu înseamnă decât să vă anunțați acolo numele și că sunteți interesați. Și va mai fi încă următorul weekend este pe energie și transport, ceea ce o să discutăm săptămâna viitoare aici. Deci la noi aici în emisiune, că vedeți că facem pe mai multe planuri. La noi aici în emisiune săptămâna viitoare vorbiți de energie da. Și transport, când spuneți transportul pentru ăsta, mașini, dispozitive pentru mașini. Așa, și același curs, deci aceeași tematică in extenso, în loc de 2 ore, 10 ore în weekend, va fi cândva în ianuarie. Da, după weekendul 8-9. După weekendul 15-14 sau ceva de extraordinar. Fel. Cine cui se pare că e prea rapid să se ducă pe www.plasmaromania.ro și află acolo, totul este gratis, însă anunțați-vă, înscrieți-vă că și Zoom-ul are un număr 100 limitat. 100 de persoane. Da, 100 de persoane. Dacă e nevoie, facem mai multe Zoom-uri, nu e problemă. Minunat. Deci al doilea dintre cele 4 gansuri de bază a fost CH3-ul, alcalinizează. Al treilea... gansul de oxid de cupru, care este de culoare turcoaz. Turcoaz. Care el, împreună cu gansul de CO2, cu zinc, se lucrează foarte puternic pe zona de decontaminare. Decontaminare. Atât... semințe, cât și plante, tot. Cât și... sol. Solul. Sol care a fost cu pesticide, știm să... este o procedură, oamenii or să învețe, să stropească cu această apă plasmatică și cu anumite tipuri de mixuri și să facă analize după și să posteze analizele, să le facă publice. Dar implicit, dacă spuneți asta, îmi mai rămăsese o întrebare. Deci, chemtrails... Da. Sunt o noțiune, nu putem să ne mai ascundem după deget. Vede oricine diferența între urma unui avion supersonic și urma unui chemtrails care se lățește și vine peste noi. Dar nu știm ce ne pune ei acolo, dar cred că nimic bun. Dacă într-o zi cu soare, pe pervaz sau pe mașina dumneavoastră, luați acea praf și vă jucați cu un magnet de frigider pe sub foaie, o să vedeți că acele sunt niște metale. Noi știm să transmutăm acea energie care o face, e toxică, noi știm să o aducem într-o stare de gans și să o folosim în astfel de reactoare dinamice și ce o să mai dea ei, nu o să se mai atingă în zona noastră unde avem astfel de reactoare dinamice. Asta voiam să vă întreb. În primul rând m-a surprins că ați zis transformăm acea energie, că mă așteptam să spuneți acele substanțe. Că am înțeles că e aluminiu pe acolo, că sunt tot felul de substanțe, nu da. Vrei să le pui copilului tartină pe pâine dimineața. Dar ziceți energie. Ok, că și materia aia tot energie este. Deci dacă un mic fermier, un țăran din România care are și el o curte unde își crește niște lucruri, are așa ceva, jucărioara roz, el își poate... crea o zonă de... poate o croti? Da, da, da. Adică ar cădea în continuare aceste substanțe? Chiar dar dacă fi... ele cad... chiar dacă ele cad, pentru că asta se întâmplă în momentul de contaminare. Noi vedem la nivel, se vede mâzg acolo, se vede contaminantul, da? Dar nu mai emană energia aceea, pentru că pe mine nu mă interesează, nu materia mă afectează, ci radiația materiei care ei o trimit. Și eu anulez acea radiație. Și deci, ea va cade, ea o să cadă, dar e inertă. Nu are nicio valoare energetică. Și nu mai mânează salata sau... multe alte lucruri, da. Multe nu le alte mai lucruri. Strică, nu le multe mai alte lucruri s-ar putea să avem pe, în următorii ani, s-ar putea pe planeta Pământ, unde avem aceste zone, s-ar putea să fie o temperatură de 21-23 de grade permanent. Pentru că echilibrăm. Se duce zăpada polul nord, polul sud, cum o... și noi trăim într-o viață în care este aceeași timp de temperatură pentru că există echilibru. Oh God, nu-mi vine să cred. Am impresia că ați venit aici și că mă duceți într-o poveste, chiar într-un basm. Într-un basm, ăsta e cuvântul. Câteva sute de ani și tot o să mergem în basmul ăsta. Să am grijă să trăiesc 400 de ani sau cât ați zis. Numărul 4, gans. Nu mai avem niciun număr 4. Sunt gansuri speciale. Speciale. Care noi copiem energia și informația aceea ce crede agricultorul
că este bun pentru plantă, adică magneziu poate e bun pentru plantă, poate e calciu bun pentru plantă sau alte elemente. Da. Avem o pauză publicitară acum și continuăm după. Mulțumesc foarte mult, domnule Barbu!
Dragi nemuritori și dragi nemuritoare, după o pauză bogată în informații uluitoare, continuăm. Deci, domnule Barbu, ce mi-arătați aici este așa ca o deschidere a unor noi orizonturi. Nici nu îndrăznesc să vorbesc despre ce am văzut. Lucruri splendide, absolut splendide. O să vorbim. Încet. Unde eram? În primul rând, aș dori să știu de ce nu mi-ați menționat înainte de pauză faptul că ați luat un premiu deosebit. Nu vă las. Pe urmă trecem la partea practică, dar povestiți-mi despre premiul ăsta. E așa de ușor să frânezi cunoașterea deosebită, dar uite că uneori mai e și stimulată. Am participat, am aplicat la un proiect creat de Ministerul Tineretului și Sportului pentru tineri inovatori, tineri care au cunoaștere, și grupul nostru a aplicat cu... Am avut o echipă de tineri. Cred că sunt pozele, le-am trimis pozele dacă le găsiți, în care am arătat anumite inovații care le putem face în agricultură folosind o bobină nano și înăuntru pus un furtun, sistem de irigații, și atunci venim și susținem sistemul de irigații, așa arată un mini sistem de irigații. Apoi cu aceste gansuri care v-am spus, am început să udăm, am avut un grâu, am pus grâu și le-am udat cu apă normală cu un anumit și cu cele trei tipuri de gansuri, ca să se vadă diferența timp de 3 săptămâni. Diferențele sunt uluitoare, atât la nivel de culoare, cât și la nivel de rădăcini. Juriul a înțeles cu ce ne ocupăm, au văzut și am prezentat și aceste reactoare bile, aceste dinamice, și am zis că dacă avem o suprafață mai mare, noi ne putem adresa unei suprafețe mai mari și să lucrăm pe decontaminarea mediului sau atmosferei. Și am primit și noi un premiu, am luat o cupă pentru creațiile inovatoare care le-am adus. Felicitări. Și da, echipa s-a comportat și a adus salut pe Costi, pe care a realizat acest experiment. Iar din păcate a fost ultima ediție a acestui salon național de inventică și creație științifică pentru tineret. Nu mai există așa a fost ceva? A fost la Romexpo, din păcate nu. Cercetarea, inovația, foarte mulți oameni știu că în România există foarte mulți tineri inteligenți. Da. Și încearcă să ne recruteze afară în proiecte. Noi nu vrem să ne ducem, nu toți, mulți au plecat, bineînțeles, din cauza condițiilor, mulți vrem să rămânem și aici, și nu ni se dă ocazia să participăm la astfel de programe de tineret sau programe inovatoare, programe de cercetare, pentru că le dăm cunoașterea peste cap. Ceea ce aplicăm noi aici este o cunoaștere care este destul de greu de înțeles la nivel științific dacă rămân în dogmele actuale. Dacă nu au deschidere, cum este, și îl salut pe această cale pe profesorul academician Florin Munteanu și pe domnul Radu Dop, pe domnul Colceag, de la care învăț, am și un mentor în spate, am și un profesor de la care învăț, de la domnul Traian Stănciulescu, și văd că nu avem unde să aplicăm. Nu avem unde să aplicăm, nu avem nici bani la cunoașterea care o avem să o aplicăm. Cum adică nu aveți unde să o aplicați? Nu există programe de cercetare și să ne susțină statul în programe de cercetare, să ne ofere spații, laboratoare, să ne ofere un buget. După cum vedeți, este un buget minim de 200 de lei care ar trebui să ne asigure ca noi să avem rezultate. Și există această lacună în societatea noastră, în guvernul nostru, de a nu susține tinerii care vin și arată lucrurile cum ar trebui să fie într-o țară normală. Și chiar mă bucur, chiar am fost în urma emisiunii care am fost săptămâna trecută, există un partid politic care m-au contactat și vor să creeze un program de susținere a noilor tehnologii să fie finanțate de la stat. Exact. Doar că nu este un partid politic foarte mare și nu știu cât șansă o să avem, dar dacă sunteți oameni de afaceri, veniți și susțineți cercetarea din România, pentru că în stat, cu statul merge mai greu, partidele politice, știm, ele se bat între ele, nu vin să ne susțină pe noi, ca noi să oferim înapoi aceste lucruri rapid și de a rezolva problema, pentru că sănătatea așa arată, alimentația așa arată, agricultura așa arată,
Și transport și o energie, o să vedeți iar simplu, simplitate. Mă uit la ceas să nu vă consum din timpul care e foarte prețios pentru că ne învățați lucruri concrete, dar nu mă pot abține măcar o dată să declar, s-au săturat telespectatorii noștri, cei dragi, să mă tot audă. Acum e marea luptă între acest, nu știu cum să-i spun, acest vestigiu al trecutului, că deja este de domeniul trecutului, care însă mai ține în ghiare cunoașterea, distribuirea fondurilor, susținerea pentru a publica, numit materialism. Materialism, materialism, acumulare, doar obiecte. Ei, precum vedeți, dragii mei, nu există numai materie. Există forțe ascunse, există câmpuri, există mai dincolo de câmpuri. Există un spirit care se manifestă până la urmă și în materie. Acum, chiar dacă nu pare, blocarea dumneavoastră să nu faceți cu tare lucru, să nu faceți cu tare aplicație, să nu fiți susținuți cu fonduri de la stat, se încadrează în acest mare război, ca nu care cumva noua cunoaștere, care de fapt e o cunoaștere foarte veche, să nu irumpă, dar ea nu mai poate fi oprită. Dacă nu au susținut-o la nivel statal, guvernamental, da, instituțional, ea se duce la firul ierbii și tot se duce. Asta a fost secretul nostru. Ăsta a fost secretul nostru. De 5 ani de zile am început cu oameni simpli, am început cu bătrâni, am început cu copii și am început acolo unde sunt probleme. Exact. Noi când suntem contactați, pe mine mă interesează ce probleme ai. Identific problema, văd pe ce lucrează problema ta. Lucrează pe magnetic sau pe gravitațional? Și eu știu ce să aplic, magnetic sau gravitațional, pentru că eu mă întorc la cauză, nu la efect, și cauza este lipsa unui câmp magnetic sau gravitațional, este lipsa unui aminoacid și restul lucrurilor se vor rezolva de la sine. Și plus că am învățat transmutările, care în transmutării nu mai suntem foarte atașați de materie. Pentru că aur știm să facem. Energia aurului știm să o captăm sau orice alt element și vedem lucrurile altfel. De-aia copiii or să facă lucruri uluitoare, copiii or să trăiască în lux și toate lucrurile se vor schimba pentru că noi ne-am schimbat și e de ajuns o persoană, asta ne spune și domnul Cheș, e de ajuns o persoană să se schimbe la voi în țară pentru că din rezonanța lui și din conexiunea lui cu sursa, lucrurile se vor schimba în jurul lui și prin rezonanța alți oameni or să vină să ia această cunoaștere. Și avem o persoană care s-a schimbat în așa măsură în România? Avem multe persoane. Eu sunt doar un mic reprezentant al unei mari cunoașteri care există în comunitatea noastră, în mai multe domenii. Sunt colegii noștri de la Petroșan care aplică în agricultură și mediu, care creează domuri geodezice. O să creăm comunități sustenabile. Foarte rapid le creăm, pentru că structurile caselor se vor schimba. Și sunt colegii noștri care au testat în ultimii 2 ani domuri geodezice plasmatice, care se fac în 3 săptămâni, în care trăiți într-o casă care poate o să vă dea și mâncare, poate să vă dea și energie. Și o să vedeți altfel viața. Nu o să mai alergăm foarte mult să avem agricultură. Agricultura este pentru cei care nu vor să ajungă la câmpuri plasmatice. Să se hrănească din câmpuri plasmatice este o necesitate. Dar stând în câmpuri plasmatice, într-o casă plasmatică, nu te mai interesează să mai mănânci roșie. Pentru că tu ai acea energie deja o ai în tine. Și înțelegi altfel viața și nu mai stai să o trudești pe ogor, lași pământul să fie, să se regenereze, lași pământul să fie sălbatic și tu trăiești în comuniune cu plantele și înveți să te conectezi la planta aceea, nu să o mănânci. Și asta o să fie o mare schimbare de conștiință. Sunt deja oamenii care au luat-o în vegetarian, vegan. Noi le dăm următoarea jucărie, plasmă, câmpuri plasmatice. Și îi ajutăm și oamenii într-o comunitate vor avea cu totul alte experiențe față de oamenii care vor sta în oraș. Bineînțeles, o să curățăm și orașul pentru că pe balconul nostru o să punem o astfel de bilă. Dacă punem toți pe balcone astfel de bile cu CO2, lucrurile într-un oraș se vor schimba de la o zi la alta. Și se schimbă și pericolul că București este un oraș destul de amenințat de evenimente tectonice, de cutremure. Se schimbă și asta? Da. Se pot descărca? Mâine, săptămâna viitoare o să vedeți, sunt sisteme magrav de energie, care noi dacă le punem în pământ, noi absorbim acea energie care vine magnetică, pentru că noi avem gravitaționalul. Și atunci nu mai e un cutremur de 7, e un cutremur de 4. Mai multe, mai mici, da. Sigur, avem soluții pentru multe, multe lucruri. Este incredibil. Și haideți să vă întreb, și viață fără de moarte și tinerețe fără de bătrânețe aveți?
Parcă sunt la Moș Crăciun și cer să-mi cumpere să-mi pun aici în coșuleț. Momentan am găsit o scurtătură, să zic așa, către creator. Eu asta îmi doresc, să mă apropii cât mai mult de creator, și am găsit o scurtătură testând aceste tehnologii pe mine. Am reușit și am perioade în care nu mănânc și am perioade în care nu mănânc și nu beau apă. Adică am ajuns undeva la 21 de zile sau o lună de zile să stau fără mâncare. Mie așa, mie este foarte ușor. Iar cu apa am ajuns, nu forțez, dar fac în fiecare lună, primele 3 zile din lună le fac fără apă, fără mâncare. Mă pregătesc pentru că sunt conectat cu o energie mai subtilă și încerc să mă apropii de creator, pentru că toată energia vine de la creator. Și atunci eu, dacă rămân în contact cu sursa permanent, eu absorb și în continuu acele elemente și nu am nevoie să mai mănânc mâncare solidă. Și apa este tot hidrogen și oxigen și o pot lua prin respirație. Prin respirație, deci printr-o tehnică de respirație, da. Compensați lipsa... Tehnică de respirație apei. Și poziția corpului. Ne-a explicat domnul Cheș, dacă ești în deșert, tu poți să produci apă, dacă știi cum. În funcție de poziția corpului, pentru că, vă dau un secret, piramidele. De ce sunt piramidele înclinate? Pentru că transmută mai multă energie. Tu, dacă stai așa, transmuți o energie, dacă stai puțin înclinat, transmuți altă energie. Și deci atunci... de-aia stau eu așa acum, să transmut energie, nu? Da, pentru că este poziția sufletului în raport cu lucrurile care ne înconjoară și cu poziția pământului. Vai de mine, câte emisiuni ar trebui să facem noi? N-aveți dumneavoastră atâta timp liber încât să ne dați toată cunoașterea. Deci cu domurile geodezice plasmatice, unde este în România, unde este nucleul acestei cunoașteri la Petroșani? Petroșani Petrila, acolo este un grup puternic pe zona de agricultură. S-a făcut și la Timișoara, s-a făcut și la Cluj, chiar se fac, nu știu dacă dezvălui, dar cred că se fac la o grădiniță în București. Sau lângă București, în această perioadă, o să vedem, sper să fie adevărat vestea care am auzit-o. Așa. Și o să fie foarte ușor de trăit în astfel de comunități, pentru că deja sustenabilitate avem. Să facem în două luni de zile să iau autorizații, nu avem nevoie să ne legăm la pământ, din contră, noi o să stăm cu casa exact cum e această bilă. Noi stăm în suspensie pe niște piloni. Vorbiți de case normale pentru familii normale? Case din chirpici, din... Nu vorbiți despre o incintă unde un astfel de grup de comunitate autosustenabilă să stea la grămadă, într-o iurtă, 20 de oameni. Vorbiți de unități obișnuite. Unități individuale, modulare. Bineînțeles, în comunitate va exista și o sală mare de mese sau o sală mare de întâlniri, de meditații. Este normal o astfel de sală mare. Dar casele se vor dezvolta și nu o să mai pierdem energie, pentru că știm să controlăm atmosfera exterioară prin aceste bile care se învârt, dar și atmosfera interioară. Pentru că poziționăm gansurile pe anumite poziții, punem niște nanomateriale în geam, pentru că pe acolo e transferul meu termic și acolo este termostatul meu. Și noi știm deja ce să punem în geam, ce să punem în cameră și nu mai simțim frigul. Deschidem geamurile, e frig afară, dar la mine în casă e cald. Deci dumneavoastră acum vorbiți despre niște proiecții de viitor, proiecții mentale sau desene, sau vorbiți despre lucruri deja realizate? Da, se pot vizita undeva? Aveți o mostră, o casă de vizitat? Sunt colegii noștri care au făcut și vă pot da contactele celor care au beneficiat de aceste structuri. Și persoanele care au această experiență concretă sunt dispuse să facă pentru alții contracost sau sunt dispuse să îi îndrume așa pas cu pas să-și facă și ei singuri sau cum merge treaba asta? Exact cum o vedeți la mine și când v-am spus că Dumnezeu are daruri, așa sunt și colegii mei care oferă daruri. Acum între Moș Nicolae și Moș Crăciun. Da. Ce perioadă extraordinară v-ați găsit? Din 2022 o să vedeți altfel viața, dar e mult până ajunge această informație la oameni, până fac ei acasă cu mânuța lor un borcan, un reactor cu gans, până testează aceste câmpuri plasmatice și în două zile o să-și dea seama de ce poate să facă această tehnologie. Iar aceste case, spuneați că pot fi realizate, n-am înțeles ce era cu două luni, pot fi realizate în două luni? Se ia autorizație de construcție în două luni, în trei luni de zile s-au făcut 5 case. Deci, din ce material? Lemn, paie, cânepă, orice material natural,
structura nu mai trebuie să fie așa groasă, nu mai trebuie să venim sau scumpim materiale de construcții. Nu mai trebuie să iau așa multe materiale de construcții, pentru că eu am câmpuri plasmatice și eu știu cum să poziționez aceste câmpuri plasmatice. Chiar au venit în urma evenimentelor care le-am făcut, cursurilor, chiar au venit un inginer, chiar au venit o comunitate de case vii care doresc să... Case vii, și avem în România și imprimantă 3D pentru case în care o să băgăm gansuri și o să fie din ciment. Și se face în 5 zile se face casa. Și costă mult mai puțin? O să coste, nu știu eu, prețurile, dar vă zic ce există deja și ce o să vedeți de la anul. Da, o să fie mai ieftin decât să-ți faci din cimentul propriu-zis, că și aceste imprimante 3D sunt ceva foarte scump, de fapt. Sunt foarte scumpe pentru că vor să fie scumpe, dar o macara și să pui un liant, dacă știm să facem cu un inginer, putem să facem oricine poate să facă o imprimantă 3D. Eu cred că dumneavoastră sunteți Moș Crăciun deghizat într-un tânăr cu plete mai puțin albe. Deci, case vii, n-am auzit niciodată de case vii. Avem la nesfârșit de discutat. Timpul fiind însă limitat, mă gândeam să vă întreb ce doriți să ne mai spuneți astăzi. Despre ce vreți să ne mai spuneți astăzi? În general... Asta cu agricultura. În general... Am aplicat părinții mei pe care îi salut, dar nu văd. Și noi îi salutăm pe părinții care au făcut un asemenea tânăr. Sunt pensionari. Da? Tata îi place să muncească pământul și stă desculți pe pământ. Mama lucrează pământul. Avem o vie. Ne-am pus aici astfel de lângă București, la 15 km spre Călăraș. Și am văzut rezultatele la mine și vecinul din stânga, vecinul din dreapta dă cu pesticide. Și eu văd rezultatele foarte rapid, pentru că îmi dau seama cum crește planta, văd culorile plantelor și să văd rezultate. Plus că sunt colegii noștri și-au făcut sere speciale plasmatice pentru creșterea roșilor și ne spun că gustul total s-a schimbat. Poate să crească în seră și iarna cultura, iar beneficiile sunt: crește recolta, se dublează din start, deci din start noi dublăm recolta, putem chiar să o triplăm dacă o și controlăm. Dacă vedeți în poze, o să vedeți cuiburi de găină. Eu am pus aceste gansuri, fiole de gans, și în cuiburile de găină, pentru că totul se armonizează. Și au făcut ouă cu două gălbenușuri. Chiar am avut ouă cu două gălbenușuri, chiar am avut și ouă care zici că e de rață. Da. Există experimente. Punem, da, exact această poză este. Și când stă găina pe ouă, stă acolo și stă într-un câmp plasmatic, am pus în copaci. Și se armonizează tot, se armonizează toată suprafața, plus membrii familiei, dacă stau în câmpurile astea plasmatice, la fel e foarte sănătos. În agricultură, pe cânepă, știți foarte bine că eram în top 2 la nivel european pe creșterea cânepii, înainte de Revoluție. Așa. Și acum venim și susținem, am făcut un experiment cu un cel mai mare producător de cânepă din România. Unde este? Este în România, noi am făcut în județul Constanța, am testat și testăm și la anul, este interesat să facem și la anul și mai facem încă un experiment cu Asociația Medicinală, Asociația Medicinală din Transilvania, care au tot la fel cultură și organizează ziua cânepii. Transilvania. Vania. Și vor să facem experimente pe cânepă și în județul Bihor. Eu știu despre cânepă foarte puține lucruri. N-am consumat niciodată nici măcar o simplă țigară de asta cu tabac, n-am fumat. Eu nu sunt cu experimentele, eu sunt cu înțelesul. Și vreau să vă spun că n-am luat niciodată nicio substanță halucinogenă, n-am aceste curiozități în mine de a face. Am auzit despre ayahuasca, am citit cărți întregi despre ayahuasca, nu simt nevoia să mă duc în experiență, dar despre cânepă, pentru că iubesc costumul național românesc. Sunt două tipuri de cânepă. Exact, da, m-a durut foarte tare că o țară cum e Germania, care nu știu dacă a avut cultura României în privința traiul portului național până recent, a știut
foarte bine să facă diferența și când s-a interzis cânepa aceea care se consuma, nu știu, cum se spune, plantă halucinogenă sau cum se spune. Da, e băgată ca și... Aia a fost interzisă, deși am înțeles tot așa, ca o nepricepută ce sunt, am înțeles totuși că are efecte foarte bune de vindecare, de anestezie, nu știu. Alte continente legale. Pe mine mă interesează ia românească, pe mine mă interesează cămeșoiul bărbătesc, mă interesează acea cânepă pe care am înțeles, dar poate că nu sunt eu updatată, că am băgat-o așa la grămadă și am zis să interzice cânepa în România. Păi de ce nu facem diferența și noi? Să spunem această cânepă pentru țesături, pentru păstrarea unei tradiții care e foarte importantă și domnul profesor Stănciulescu povestea despre haine și ce importanță au ele dacă sunt făcute într-un anumit mod. Deci înțeleg că vorbiți despre cânepa de orice fel. Tradițională. Aia de făcut țesături? Da. Și ce îi faceți? Îi faceți o recoltă mai bună sau fibră mai rezistentă? Se face o fibră mai rezistentă, plus că este plasmatică. Dacă se face o îmbrăcăminte din ea, atunci devine o îmbrăcăminte terapeutică. Se face ulei din CBD și este foarte folosit în zona terapiilor. Ce e CBD-ul? CBD-ul este un compus al cânepii care se extrage și este foarte folosit în zona de sănătate, de exemplu. Și iar acest CBD, în comparație cu THC-ul, aici este diferența între drogul care este în Europa, de exemplu în America este legal să aibă și plante cu THC, dar în Europa este doar pentru CBD, bine, mă refer în statele acestea, știu că în alte țări se mai vinde, dar în general CBD-ul este cel care este folosit la noi în cultură și sunt foarte multe aplicații de la hârtie până la uleiuri, creme și foarte multe în zona aceasta cosmetică se fac din cânepă, plus țesături și toată zona de țesături, toată zona de textile, chiar am avut o industrie foarte puternică pe zona de textile, respirăm mai bine, pielea noastră se simte mai bine în astfel de țesături și suntem mai sănătoși dacă ne îmbrăcăm în natural. Pur și simplu sunt copleșită de cât de multe lucruri interesante ați spus și nu mi se întâmplă mie chiar așa de des să fiu copleșită. Vreau să sintetizez. La mine e important să înțeleg esența. Ați povestit atât de multe lucruri miraculoase încât aș zice așa. Mai avem vreo 20 de minute. Avem o situație acum cu care se confruntă nu numai România, se confruntă toată planeta, dar eu zic, hai să ne vedem de ale noastre, de nevoia, sărăciile și neamul. Pentru că dacă noi am reușit, noi, românii, ăștia, și lasă-mă să te las, dar și plin de creativitate, așa cum suntem noi, o combinație ciudată, singura țară verde de pe harta aceasta, despre care tot n-am înțeles ce reprezintă, dar e de bine că suntem țară verde, nu știu ce e indicele ăla de contaminare. Epidemiologic. Nivelul epidemiologic, cât putem să ne îmbolnăvim în... Deci noi nu ne îmbolnăvim. Riscuri. În fine. Țara asta noastră are și ea, ca toate țările la ora actuală, problemele cu care ne confruntăm și care nu par a fi deloc simple. Unele par a fi reale, altele par a fi un pic trase de păr, exacerbate, exagerate, să ne înspăimânte, nu știm exact. Ne mișcăm pe o gheață subțire. Fapt este că binele este bine, indiferent dacă răul e de natură reală sau e fictiv sau e exagerat, binele e bine. Și atunci vin și vă întreb așa, ne-am putea acum juca puțin cu ideile și am putea face un mini brainstorming noi doi despre ce ar trebui să facă pe cât posibil fiecare mică gospodărie, fiecare mic apartament, fiecare curte din România, astfel încât să ce? Să avem o protecție, să avem o conexiune cu lumea nevăzută, cu lumea asta care nu se exprimă în materie. Ce ar trebui să facem, domnule Barbu, astfel încât să întoarcem răul în bine, să întoarcem o stare de criză într-o stare de uriașe oportunități și poate să deschidem și pentru alte țări o conductă a binelui. Ce ar trebui să facă fiecare casă? Eu nu pot să recomand decât oamenilor să se împrietenească din nou cu Dumnezeu. Asta, în orice caz. Problema noastră principală este că nu mai suntem prieteni cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne dă și noi cerem mai multe, dar noi nu punem nimic la loc. Am învățat să fim managerii lui Dumnezeu, adică am primit cunoaștere și am început să o vindem. Și în momentul ăla am creat găuri în cunoaștere. Oamenii au primit cunoaștere de la Dumnezeu, așa și eu cum primesc și mulți și dumneavoastră primiți, și au început să o vândă.
și au început să o vândă pe bani mulți și s-a creat o distanță mare între cei care au bani, pentru că au avut cunoaștere și au început să vândă, și cei care nu au cunoaștere și nu au nici bani. Iar acum Dumnezeu, prin ceea ce prezint eu aici, este doar o variantă, mai sunt și alte soluții, o bucată de cupru și cu aragazul vă poate salva multe, poate salva multe lucruri în România. Nu la nivel individual, la nivel de țară. Ce? La ce vă referiți? Că țara, eu știu că un sistem complex nu este numai suma părților. Deci țara asta nu se compune numai dintr-un număr anumit, dar finit, de gospodării. Țara asta mai este ceva. Este energia locului, este inteligența pământului, este un spirit viu. Sunt multe lucruri aici. Dar ce ar trebui să facem de la nivel individual ca să salvăm la nivel de țară ce? În primul rând să accesăm prin educație, să accesăm cunoașterea, noi prezentăm cunoaștere, iar dacă oamenii rezonează, să facă acea cunoaștere. Deci totul ține de individ, nu ține de mase. Pentru că, de exemplu, colegii din Brazilia au conectat în ultimele 2 luni de zile, că au făcut advertising pe Facebook, au conectat 700.000 de oameni în 2 luni de zile. Gândiți-vă că... În Brazilia, acolo. Gândiți-vă dacă noi, ca și asociație, avem o sumă de bani și noi începem să oferim această cunoaștere, cum am oferit-o până acum și n-am reușit să conectăm câteva sute de mii de oameni în România. Dacă noi reușim să conectăm câteva milioane de oameni în România și să le arătăm că o bucată de cupru și o bucată de zinc vă poate salva, gândiți-vă cum o să gândească și ce se întâmplă la nivel de câmpuri, pentru că aici dispar fricile, în primul rând. Exact. Omul are ceva pe care se bazează, pe care vede rezultat și e făcut de el și nu este condiționat de nimic, și după aceea o să mai vin și săptămâna viitoare să vă zic că puneți 2 fire în priză și vă arăt eu niște, sunt deja postate, nu e niciun secret, nu vin săptămâna viitoare cu secretul, da. Și vă zic, puteți să luați și energie dintr-o priză care n-are curent. Și ce faceți după aceea? Ce facem după aceea cu statul? De-aia încercăm să venim către instituțiile statului să le arătăm, să ne invite în programe de cercetare alături de oamenii care o iau și au încredere, pentru că lucrurile astea au scăpat de sub control. Cum adică au scăpat de sub control? Sunt gratuite. Păi, nu știu. Nu au control asupra lor. Au scăpat de sub controlul lor, pentru da. Că noi știm că Tesla, Dumnezeu, adică să-i fie țărâna ușoară, Tesla în ce an a murit? Nici nu mai știu când a murit Tesla, dar sunt niște decenii bune. Da. Descoperiți astfel de lucruri, dar vedeți, important a fost să fie frânată această cunoaștere. Eu m-am cumpărat o carte tradusă în limba română, nu numai despre Tesla, ci despre mulți alți savanți de după el, ori fost și înaintea lui, nu știu, care toți, ce să vezi, au murit într-o explozie, li s-a dermat casa, au fost electrocutați, a căzut mașina de pe o prăpastie, într-o prăpastie. Știți? Cunoaștem lucrul ăsta. Acum lucrurile astea, când au fost cu adevărat democratizate, au fost risipite, împărțite între pe glob cumva, în mod nemai controlabil. Odată ce ai scăpat porumbelul ăsta, nu mai poți să-l aduci înapoi. Mă gândesc că poate domnul Cash a avut această metodă. A scăpat. Cât Tesla nu avea internet. Domnul Cash a scăpat. Atâta timp cât Dumnezeu vrea să facă ceva, că vrea pe planeta asta, că vrea pe altă parte, nu e nimeni care să se opună acestui lucru. Și din contră, lucrurile merg în sincronicitate și lucrurile merg cu o inimă deschisă și lucrurile merg necondiționat. Pentru că noi oferim acest lucru, pot să îi zic cum vreau eu, da? nu sunt limitat de cuvinte, dar ți-o dau într-un fel în care o înțelegi și materialele sunt lângă tine. Că nu vrei să o faci sau că ești ignorant, e treaba ta, dar alții au făcut-o și au rezultate. Dar suntem în acest proces, este o tranziție în care această cunoaștere o să se fie implementată, sute de ani încolo o să ne bazăm pe aceste câmpuri plasmatice. Deci, eu acum vin cu niște propoziții urâte, negative, dar vreau cumva să umblăm la rădăcinile fricii, pentru că CO2 și zinc. O frică este datorată faptului că nu avem soluții, nu știm, o să fim încolțiți, o să vină facturi mari la energie, cu ce ne mai încălzim, o să vină penuria de alimente, cu ce ne mai hrănim. Deci una din rădăcinile fricii este n-avem, n-ajunge. Și dumneavoastră ziceți, trăim în abundență. Dumnezeu ne-a dat din toate în moduri miraculoase. Uite, niște apă cu niște tablă. Energia de aici, noi o avem deja aici, într-o oră de emisie.
Ok, iar altă sursă a fricii, pe care tot așa poate că ne-a ajutat să o dezamorsăm, este faptul că da, am auzit toți care am mai citit mai mult de 3 cărți, am auzit că trăim imersați într-un ocean infinit de energie, când noi spunem că e un spațiu gol, de exemplu am scos toți atomii de oxigen, de azot, de ceva și avem o mică incintă vidă, vidată din punct de vedere al ceea ce numim noi particule de materie, dar de fapt de nicăieri nu poate fi extras, eliminat acest ocean de energie, totul e plin de energie. Ei, a doua frică este da, dar nu ne vor opri, nu ne vor pedepsi, nu o să o pățim, păi nu o să o mai pățim, că deja nu mai poate fi oprită această cunoaștere. Ați punctat foarte bine. Adică nu cred că deja poate cineva... Dacă am ajuns la nivelul, la institutul de excelență academic... Mie nu spune nimic institutul ăsta, dar mă rog, este e numai neștiința mea. Toate academiile din lume sunt organizate de acest... Dacă într-o țară se recunoaște ceva, trebuie să se recunoască printr-un for academic și acest for academic are legătură cu acest institut. Acest institut din Africa de Sud hotărăște ce fac toate universitățile planetei? N-am auzit niciodată. Au reprezentanți pe toate continentele. Și ce le-a conferit lor această autoritate peste planetă? Ce sunt ei? De ce au sunt Dar nu este cumoți? Peste planetă. Păi peste universitățile planetei. E peste tot, da. Este un for decizional. N-am auzit niciodată despre așa cum ONU e for decizional, așa cum OMS-ul e for decizional, așa și academicienii și-au făcut un for decizional. Era mai bine dacă nu făceați comparațiile astea. Așa există și dacă găsim în fizicalitate un for decizional care trebuie să ne recunoască nouă că punem două table în apă sărată și nu e nimic toxic, atunci trebuie să ne adresăm lor. Asta face fundație. Se adresează, o testează, rezultatele se știu că nu e nimic toxic și să vedem ce fac acum americanii. Deci dumneavoastră îmi spuneți că nu poate fi oprită cunoașterea și nici punerea în practică de la un anumit nivel de rostogolire al acestui bulgăraș de cunoaștere încolo, s-a amplificat și cine te poate opri să-ți cumperi două borcane, să iei apă, să cumperi sarea de bucătărie, astea sunt acte de la care nu poți fi oprit, să dezizolezi o bucată de cablu, să-i scoți lița de cupru, să aprinzi flacăra de la ragaz și din lița aia pe care ai înșurubat-o în jurul unui creion să faci înnegritul cupru, da, care se cheamă nano, după câte vă înțeleg, și ce să mai faci? Și să faci toate jumbuș lucrurile astea. Și brusc să ce? Să ai? Să ai tot. Gans, apă plasmatică și sare, cu care ne tot povestiți și ne tot povestiți. Chiar dacă eu dispar, colegii mei dispar, aceste informații au fost deja preluate și sunt aplicate de milioane de Tesla. Noi suntem milioane de Tesla acum. Eu sunt un Tesla, dar în jurul meu mai sunt milioane de oameni. În România suntem câteva, nu știu, sute de mii de oameni care au această cunoaștere, pentru că noi am dat-o gratuit și în continuare o dăm gratuit. Și chiar dacă ies eu din schemă, iese alt coleg din schemă, informațiile tot sunt. Adică... Cunoașterea nu mai poate fi adusă înapoi. Cum se zice? Dacă ai scos din sticlă spiritul, nu mai poți să-l bagi înapoi. Înainte era în felul următor. Omul care are cunoaștere se închidea în el, avea patentul, avea brevetul, venea o companie, îi vindea, îi cumpăra brevetul și tăcea din gură. Da. Domnul Cheșe a făcut, a venit, a dat la toți, i-a învățat pe toți și culmea face toate lucrurile astea pe toate continentele. Și cu bani în spate de implementare, adică nu cere guvernului bani la niciun guvern. Cere doar să semneze tratatul de pace și să aplice tehnologia. Noi să ne ducem la institutele statului să le zicem ce vreți, agricultură. Ok, hai să vedem problemele din agricultură. Ne ducem, le prezentăm, avem nevoie să facem fabrică de gans, fabrică de nano, avem putere să facem toate lucrurile astea, haide să servim. Noi suntem aici să servim. Nu așteptăm ca cineva să ne ofere ceva. Noi, din contră, oferim mai mult. Și mai mult. Aveți vreo formă de parteneriat? Vă captați? Știți că există pe lumea asta tot felul de sisteme. De exemplu, dacă faci un film interesant sau faci un produs drăguț, lucruri care nu sunt așa impactante la nivel mondial, lucruri inofensive, se fac finanțări de tip crowdfunding sau tot felul de lucruri. Dumneavoastră, cum vă gândiți să proiect? Suntem organizați ca și ONG. O companie care vrea să cunoască această tehnologie sau un businessman are, vrea să dezvolte ceva, noi trebuie să facem cercetare. Se face un buget de cercetare, sunt etape de 2 ani, 1 an sau 3 luni de zile sau o zi, nu contează. Nouă ni se trimit niște bani pe proiectul de cercetare și noi oferim acel rezultat, analize de laborator și omul poate să zică la sfârșit, da, uite, eu dacă aplic această tehnologie, am cercetat-o, am făcut analizele de laborator și am avut acest rezultat.
Dar, și poate să implementeze un produs nou. Dar dacă ar fi acel investitor, că asta suntem, încă suntem în dogma asta materialistă, dacă acel investitor ar spune, bine, bine, vă susțin, dar vreau să am o profitabilitate, o rentabilitate a investiției mele, ce îmi iese mie din asta dacă totul e permis doar ca dar? Doar ca dar. Există, atunci cum, ce pot să vând? Discutăm și cu investitori, cu foarte mulți bani în spate, cu 2, 3, 4, 5 milioane de euro, care vor să facă o fabrică de gans alături de Fundația Cash. Pentru că noi o să avem la un moment dat în România, noi nu avem acum în România oficial putere să vindem lucrurile astea oficiale, doar le cercetăm, dar Fundația Cash o să vină în 2022 și poate o să facă o fabrică în România. Alături de investitori. Deci ei vor să crească, nu cree în competiție. Dar care sunt produsele care vor fi vândute? Adică ce din asta se poate vinde? Da, în fiecare domeniu se poate face cel puțin câte 1000 de produse. Cum ne povesteați în emisiunea trecută care se referea la aplicații în sănătate, cum ne povesteați de, nu știu, creionul antidurere sau acea, cum se chema, pernița aceea, da, care te vindeca. Și asta poate să fie un produs. Simplu. Pentru ce? Pentru multe. Pentru multe. Pentru multe. Că îi zic artă, pot să-i zic artă, pot să lucrez în artă. În agricultură, pot să-i zic sănătate, pot să-i zic nutriție, pot să-i zic cum vreau eu. Da. O bilă care să învârte. Deci, acei investitori care ar fi mânați și de dorința de a vă ajuta, dar și de dorința de a-și scoate investiția, da, da, și de a face ceva concret în businessul lor, ar avea această motivație? Da, sunt oameni de business din România care au accesat aceste opțiuni ale fundației de a dezvolta în fiecare țară centre de sănătate privată, fabrici și universități. Și o să avem lucrurile astea, probabil, când o să vrea Dumnezeu, din anul următor. De-aia a venit domnul Cash în țară, de-aia am prezentat tehnologia spațială investitorilor, oamenilor afaceri, oameni de la Academia Română. Ca să am pus pe masă ceea ce aveam. Și unii au rezonat și au parcurs etapele de finanțare și discuțiile private care sunt cu Fundația Cash direct. Deci în urma vizitei domnului Cash de acum un sezon, iulie, un anotim, iulie așa, se poartă în continuare discuții confidențiale, da, legate de posibila finanțare a unei fabrici, cel puțin a unei universități și centre private de sănătate. Și centre private de sănătate. Și asta cu universitatea e concretă? Adică pot copiii care au acum 15 ani să viseze că la 18 ani vor studia așa ceva? 18 ani. Păi la cât se merge la facultate? Într-un an, doi ori să... Eu deja îi țin după mine acum. Eu deja îi invit să vină după noi ca să aibă un start bun. Până face domnul Cash universitate, nu e nicio problemă, avem deja la Viena. Ce avem? La Viena, la Teheran, în China, în Arizona. Sunt deja, se construiesc în acest moment, se construiesc aceste universități și oamenii pot să acceseze. Din ianuarie vor începe aplicațiile pentru proiecte de cercetare în universități. Un proiect durează minim 3 ani de zile. O echipă de cercetare este formată din 3-5 persoane, poate să fie și la nivel internațional mai mulți, un bulgar, un român, un chinez, și se vor muta cu tot cu familie dacă e nevoie în acea țară, până dăm noi drumul aici și până se rezolvă toate lucrurile aici. Deja lucrurile astea sunt în acum, se lucrează la ele. Și dumneavoastră sunteți conectat cu aceste echipe din Arizona, din Teheran, din nu știu unde, din Viena? Toți suntem conectați, suntem o familie plasmatică. Avem o rețea incredibil de mare pe toate continentele, aproape toate țările, și în continuare încercăm să conectăm și alte țări care nu sunt conectate. Marți, mâine, de exemplu, la ora 19:30, dacă intrați pe Facebook Fundația Cash, grup de studii în limba română, avem prezentarea colegilor din Republica Moldova și Rusia a unităților Magrav pentru energie. Și oamenii or să învețe să facă ce au făcut, ce ne prezintă colegii noștri din Rusia și din Republica Moldova. Cash România sau cum zicem? Cash, Fundația Cash pe Facebook, Fundația, pur și simplu scris, Cash, da, grup de studii în limba română. Și o să vă apară. Accesați acest grup. Acolo apar foarte multe informații. În limba română și spuneați că vor arăta aparate Magrav de produs energie. Da, da. Reduc consumul de energie. Au undeva o... Una e să-l reduc și alta e să creez. Dacă înțelege sistemul Magrav, noi scoatem energie, dar și băgăm energie în rețea. Nu sunt familiarizată cu asta decât... Bun, dar permite că, din cât am avut eu tangență cu zona energiei, nu știu dacă se permite
În ce condiții permite ANRE-ul să introduci tu, producător privat, energie în rețea? Păi eu nu introducem. Păi ce ziceați? Noi introducem un sistem. Și introducem. Noi introducem un sistem în care din acel sistem punem consumatori și în acel consumator, dacă vrea cineva să controleze câtă energie băgăm noi înapoi, poate să o facă. Păi unde băgați înapoi? Nu în sistemul. Da. În SEN, în sistemul energetic național. Da. Păi despre asta vorbeam. Ajutăm sistemul. Păi, da, sunt niște... Nu se bagă în sistem cum vrei, păi tu, să vină când lângă vrei noi, tu. Lângă cercetare, să le dăm energie mai multă. Cum să nu? Există oportunitate pentru sistemul nostru național de energie să producă mult mai multă energie decât produce nuclear electrica și barajul porțile de fier într-o cutie. Vorbim de inginerie nucleară, făcută în bucătărie. A scăpat de sub control. N-avem ce să facem. Și problema, haideți că mai am foarte puține probleme. V-am zis, în afară de tinerețe, fără bătrânețe și viața fără de moarte, dar ajungem și acolo, sunt sigură. Solurile. Am înțeles că pământul ăsta extraordinar de fertil al României a început, nu știu exact ce să pățească. Sunt zone cu eroziune, sunt zone care devin deșert ușor, ușor, am înțeles, prin Oltenia. N-am văzut niciodată așa aminoacizi. Ceva. Se transmut, e mai mult aminoacid, de exemplu, în sol, s-ar putea să fie mai mult hidrogen care dă energie și mai puțin carbon și oxigen care ar trebui să aibă un sol mai fertil. Puteți remedia... Da, uitați, solurile aici. Din România aici. Și puteți rezolva problema aici. Cronică a lipsei sistemelor de irigații? 2 lei. Sistem de irigații? Păi, puneți 2 lei 50 să pară 2 lei 50 mai scump. Asta ofertă de la mine 3 lei. 3 lei? 3 lei. Așa. Ia uite ce s-a depus deja. Da, sunt gansurile. Aici o să avem o culoare roșie, dar prima dată e reacția zincului. Avem zinc și după aceea o să reacționeze fierul și o să avem o culoare roșie. Adică, iar aici este soluția pentru climate change. Se vede oare soluția albicioasă? Se vede, nu? Cine e curios să facă acasă și vede acasă. Nu, dar chiar se vede bine că s-a depus de două degete. Da. Puteți să ne mai spuneți odată? CO2 și zinc. Puteți să ne mai spuneți odată acum că le vedem cu ochii noștri. Care e diferența între cele două borcane? Ce reprezintă ele? În primul reactor avem o bobină nano de cupru trecută prin foc, da, și o bucată de zinc de la baterie, da, adică gratuit, și apă cu sare, 10%, conectată simplu cu două fire. Era în al doilea reactor avem o bobină de cupru trecută prin foc cu tablă galvanizată. Și ar trebui să obținem CH3-ul în borcanul mare și în borcanul mic obținem CO2 și zinc. Deci elementul comun celor două borcane este cuprul odată, o spirală de cupru. Da. Iar elementul care e diferit e că în primul borcan mai mic aveți un alt cupru care este trecut prin foc, îi ziceți noastră nano, da, în timp ce aici avem o bucată de tablă zincată. Zincată de și zinc. Parte, aici e zincat, aici e zinc. Zinc. Ok. Și... Datorită acestor diferențe, ce vă iese acolo și ce vă iese aici? Aici, în tabla de zinc cu nano-cupru, ne iese, deja s-a format CO2 și zinc. Energia de aici, din atmosferă, deja o avem aici, s-a curățat atmosfera. Dacă avem niște aparate de măsură, o să vedeți că trăiți acum, respirăm un aer mult mai sănătos. Perfect pentru studioul Capital TV. Și în al doilea reactor... O să prima dată reacționează, după cum vedeți, alb, este zincul, iar după zinc începe să reacționeze fierul, care o să fie de culoare roșiatică. Și atunci o să se facă tot reactorul, gansul de care e acesta roșiatic. La ce era bun, că am uitat? Mereu uit. Alcalinizează. Deci ăsta alcalinizează. Cel mare alcalinizează, în loc de cafea. Deci dacă aș aștepta până când apa se limpezește, aș putea să o folosesc împotriva unor soluri prea acide, da, sau împotriva unei ploi acide, sau împotriva unei ape de la chiuvetă. Da, și gansul de CO2 la fel, n-am mai discutat despre piscicultură, dar am testat pe acvarii și am pus, cel puțin la un prieten de acum 2 ani sau 3 ani de zile, am pus un mic recipient, o mică sticluță cu gansul de CO2 și nu mai face așa multe verdețuri și acvariul este mult mai curat. Dacă lucrăm pe suprafețe mai mari unde sunt crescătorii de pești, atunci lucrurile sunt mai simple.
Domnul Barbu, spuneți-mi sau că dacă dăm la găini, dacă dăm la găini sau la păsări să bea apă plasmatică de CO2, ori să facă mai multe, ori să fie mai fericite, mai sănătoase și carnea este mult mai, are alte proprietăți mult mai benefice. Deci, practic, n-ar trebui să le mai dăm antibiotice, hormoni și mai știu și eu ce alte minunății, ar fi sănătoase și mulțumite. Da. Da, dar când s-ar mai vinde nenumăratele substanțe care se produc pentru a fi băgate în animale, în plante, în oameni? E treaba lor. Câțiva am venit pe planeta aici să mai rezolvăm din anumite situații și n-au aflat toți. Asta e problema noastră, că n-au aflat toți despre această tehnologie. Toți cine? Toți? Toți oamenii de pe planetă sau cel puțin oamenii din România. Deci dacă noastră aveți o problemă de propagare, de diseminare a informației, nu? Da. Asta e problema noastră? Toți oamenii care au aflat de această tehnologie au făcut această tehnologie, au rezultate, au dat mai departe și n-au aflat cei câți mai suntem milioane de români aici în țară, că soluția e aici, plus cei de afară. Pentru că dacă cei românii de afară care au plecat și au niște bănuți, vin în țară și încep să aplice această tehnologie, iarăși lucrurile le schimbăm rapid. Sau noi mai avem o armată de oameni, de români afară inteligenți. Da, noi mai avem noi o mică România... Atragem, noi dacă îi atragem înapoi și punem mâna pe și înțeleg această tehnologie și fac ei acest lucru, vor să zic că, păi stai un pic, am soluții la orice acum. Și zic, da, aveți soluții la orice și e gratuit. Nu vă vinde nimeni nimic, e gratuit. În minutele care au mai rămas, Moș Crăciun plasmatic. Vă invit tot în calitate de Moș Crăciun să facem un exercițiu de imaginație. Să ne imaginăm că România nu ar fi țara perfectă care este, cu politicieni impecabili, așa cum îi avem, dedicați poporului, onești, care ne iubesc și ne vor numai binele și își consumă fiecare oră de trezie sau de somn numai ca să facă încă ceva benefic pentru poporul român. Să zicem că am fi o țară decăzută cu niște politicieni corupți, vai de nici nu vreau să-mi imaginez în detaliu, dar să zicem că n-ar fi așa bine cum este acum. Dacă situația ar fi contorsionată, plină de lupte politice, plină de corupție, să zicem, ce ar putea să facă această tehnologie ca să-i potolească pe oamenii aceia care au deraiat? Ar putea să-i aducă la sentimente bune față de poporul căruia, teoretic, i-au jurat credință? Eu cunosc un pic din această cunoaștere, nu știu tot. Dar am testat, am învățat în ultimii 5 ani, am învățat multe domenii ca să ajung la următorul domeniu de energie și transport. Domnul Cheș ne-a spus în felul următor. Dacă aveți o zonă de conflict la voi în țară, faceți astfel de reactoare sau puneți în bilele de ping-pong gansul de CO2 și zinc care aduce pace. Noi ajungem, dacă punem în jurul Parlamentului, atenție, dacă punem în jurul Parlamentului, în jurul Guvernului, în jurul ministerelor, astfel de bile de ping-pong, noi lucrăm pe intenție ca oamenii, sufletele alea să se eleveze. Adică sunt așa de puternice substanțele astea și prin intenția noastră și condiționând zona, încând acolo este posibil ca oamenii să nu se mai îmbolnăvească, e posibil ca oamenii să acționeze pozitiv pentru umanitate. Să voteze ce trebuie pentru popor și țară și suveranitate și prosperitate și neatârnare. Le lipsește curajul și au multe frici și noi facem invers. Le scoatem frica și le dăm curaj. Oare să fie vorba numai despre frică? Astfel se aplică. Câte biluțe de astea trebuie ca să facem din Parlament un loc numai lapte și miere, unde să nu se ia decât decizii favorabile acestui popor? Două bile. Două bile. Ce ați făcut până acum, domnul Barbu? Unde sunt bilele? Una pusă în stânga, una pusă în dreapta sau patru bile, le punem pe colțuri. Ce ați făcut până acum? De ce n-ați făcut de mult chestia asta? În momentul ăla îi las pe oameni să se conecteze cu această tehnologie, să testeze pe ei, noi știm, dar or să vină și oameni curioși și o să testeze pe copiilor care sunt agitați și o să pun astfel de pile și o să zică, păi dacă pe copilul meu a mers, de ce n-ar merge și pe senator, de ce n-ar merge și pe deputat, că ar merge. Și noi dacă punem în Dâmbovița astfel de bile, dacă punem prin oraș astfel de bile, noi reușim să echilibrăm starea emoțională a tuturor oamenilor din oraș. Așa de puternice sunt. Noi intrăm și prin perete, noi intrăm și prin sticlă, pentru că sunt raze magnetice. Wow, am impresia că emisiunea abia a început și de fapt mai avem doar 2 minute. Și cel mai important este că nu îți încalc liberul tău arbitru. Asta e cel mai important. De ce? Pentru că tu, ca să trăiești pe această planetă, ai nevoie de carbon, oxigen, hidrogen și noi asta îți dăm. Bun, nu-ți încalc liberul arbitru în sensul că dacă tu, să zicem că ai fi un om rău,
că tu ai un crez al tău în rău, că promovezi răul, că te închin la rău. Noi venim cu multă lumină. Și te lăsăm în continuare să fii al răului? Tu o să te schimbi sau o să pleci din zona aia. Serios? Asta se întâmplă. Formidabil, formidabil. Domnule Barbu, pur și simplu am impresia că nici n-am început bine emisiunea. N-am înțeles ce e cu plantele, am înțeles doar că le merge extraordinar. Vă mulțumesc foarte din bine. Suflet și veniți și data viitoare, da? Energie și transport. A patra emisiune cu domnul Barbu, energie și transport. Dragi nemuritori, noapte bună, vă mulțumim bună din suflet. Mulțumim. A fost o emisiune fantastică.